Poluarea apelor s-a înrăutățit în aproape toate râurile din Africa, Asia și America Latina. La nivel global, 80% din apele uzate se întorc în ecosistem fără să fie tratate sau refolosite. 21 din 37 de rezerve subterane de apă seacă rapid. Până în anul 2025, nu va mai exista suficientă apă pentru agricultură, astfel încât aceasta să producă suficientă hrană pentru toți oamenii. Până în anul 2050, jumătate din populația lumii va locui în zone afectate de deficitul de apă. O cămilă poate supraviețui fără apă mai mult de 3 săptămâni. Noi, oamenii, nu rezistăm mai mult de 3 zile fără apă. Nu suntem cămile. Folosește apa în mod responsabil. Intră pe waterofthefuture.org pentru a afla cum.